Ascultați în continuare poezii scrise de poetul Băluță Ion. Bună seara! În această seară voi recita poezia Tu mi-ai apărut. Tu mi-ai apărut. Stăteam pe malul unui râu și priveam cum izvorăște un izvor. Dar vântul dintr-o dată a început să bată și în depărtare am văzut venind o fată cântând un cântecel de iubire. Iar inima mea s-a deschis și o petală din suflet vântul meu a luat, vrăjindu-te pe tine, parcă el știa că te iubesc eu pe tine. România și românii. De mult, din nord până la Marea cea Mare, România era ca și o floare, frunză legănată în vânt, nu te mai dușmăni, omule, pe pământ. Pentru că dușmânia armăgrea a rănit și inima mea. Voi români de lumea întreagă, uniți-vă odată și veniți în țărișoara voastră, că ea e acum ca niciodată. Nu sunt pietre, nici perle la degete purtate ca valorile noastre toate. Și în țară și peste hotare încă este o valoare. În această seară vreau să duc o replică clase politice actuale. Mă numesc Băluță Ion și în momentul de față voi duce replica împotriva clasei politice. Băsescu spunea: nu mai așteptați mila statului. Eu spun în felul următor: nu aveți nici credință că țăranul trăiește în ură și suferință. Ați înălțit fostul popor și ați pătat al nostru tricolor. Tricolorul dumneavoastră care este, dacă sunteți bărbați, demonstrați-ne întregului univers de unde suntem creați cu toții. Bucură-te, Doamne, ceea ce ai creat, că noi suntem așa cum suntem noi. Ce bogăție ai creat, Doamne, pe pământ! Dar unei conștiința unora, nu veți merge în rai cu saci, nici cu carul tras de boi. Vă mulțumesc!